O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina. Și personajele despre care citim în Scriptură au avut parte de crize în viață. Mesajul biblic pe care vă invităm să-l audiați în continuare cu Iosif Borca este intitulat Creștinul și posibilele crize. Textul biblic de susținere se află în Geneza, capitolul 42, versetele de la 1 la 5. Geneza, capitolul 42. Când a auzit Iacov că este greu în Egipt, le-a zis fiilor săi: pentru ce stați și vă uitați unii la alții? Și a zis: iată, aud că este greu în Egipt. Coborâți-vă și cumpărați-ne greu de acolo, ca să trăim și să nu murim. 10 frați ai lui Iosif s-au coborât în Egipt ca să cumpere greu. Iacov nu l-a trimis cu ei pe Beniamin, fratele lui Iosif, de teamă să nu îi se întâmple vreo nenorocire. Fiii lui Israel au venit să cumpere și ei grâu împreună cu cei ce veneau pentru același lucru, căci în Canaan era foamete. Nu de mult auzeam doi vecini, undeva pe o stradă stăteau de vorbă și unul către celălalt zice: mă, vecine, zice, ce mai faci, cum o mai duci tu? Și vecinul lui zice: păi cum s-o mai duc, destul de greu, vecine. Păi cum așa? Păi uite, vecine, zice, criza asta a ajuns până la mine acasă. Criza asta. Aș vrea să spun o întrebare și întrebarea ne vizează pe toți. Ce faci când bate criza și la ușa ta? Ce ai să faci în ziua, în dimineața, seara, nu știu, săptămâna în care bate criza și la ușa ta? Știți care este termenul cel mai popular, dacă vreți, cel mai uzat în ultima vreme? Între pământeni, nu numai între români. Între pământeni. Am văzut într-o zi pe unul în piață, un tânăr, era pe terminatul verii. Și mirat așa, mă uit pe spatele lui, el și-a scris mare termenul criză. Au ajuns oamenii să scrie și pe hainele lor ceea ce trăiesc în propriile case și în propriile vieți. Suntem o generație obișnuită cu criza. Noi trăim în criză de la naștere. Numai că nu știm cum să ne rezolvăm crizele astea, care nu mai sunt o noutate pentru noi. Vorbim astăzi de mai multe tipuri de criză și permiteți-mi în introducere să vorbesc despre creștinul și posibilele crize. Ați auzit de criza relațională care umple țara asta în ultima vreme? Și hai să ne raportăm la noi, românii care locuim în națiune așezată de Dumnezeu. Hai să vă dau câteva exemple. Cupluri care se despart din temir ce? Auzi câteodată nepotrivire de caracter. Dar cum de nu s-a observat lucrul acesta în timpul când trebuia să se observe? Se umplu judecătoriile de oameni care nu mai sunt în stare să se înțeleagă. E criză relațională. Copii, dacă vreți, care nu se mai înțeleg cu părinții, au păi lasă, zice, și pe tată. Lasă și pe mama, că au îmbătrânit și au devenit demodați și ei nu mai percepă. Sunt părinți care nici nu știu să deschidă computerul, nu? Ce să vorbești de Messenger și de altceva? Și zic, părinții noștri sunt tare în urmă. Și nu se mai înțeleg. Oare așa să fie? Ați auzit de criza emoțională sau psihică? Suferință experimentată pe seama unui eșec. Oameni în viețile cărora se adună și se adună și se adună foarte multe suferințe. Există un fel de oameni introvertiți. Ăștia nu se exteriorizează tare, nu prea comunică toate lucrurile din viața lor cu ceilalți, dar într-o zi se umple interiorul lor de suferință și când explodează, bubuitura aceea este groaznică. Știți de ce asistăm astăzi în România la stări de depresie acute? Am citit un sondaj în ultima vreme cu criza asta. Peste 40% din români au trecut printr-o stare de depresie. Dumneavoastră știți ce înseamnă asta? Să te pui seara în pat și să nu-ți vină somn.
să fie în farfuria aceea frumoasă, bucate alese și să iei de două, trei ori și să nu poți să mănânci mâncarea aceea, fiindcă starea de depresie apasă conștiința și trupul. Și e criză emoțională, oameni care nu mai au chef la locul de muncă, la școală, tineri care altă dată învățau, ajuns să ia note de 4, de 3, știți de ce? Psihic sau emoțional, sunt în criză. De aceea asistăm astăzi la zâmbete false. Știți de unde emană astea? Dintr-o inimă rănită și nesinceră. Pentru că astfel de oameni, tineri sau mai puțin tineri, sunt în criză emoțională. Vorbim astăzi și mă întorc la ceea ce e tocmai actual pentru noi, criză materială sau financiară. Sunt oameni care nu mai se descurcă să-și acopere cheltuielile la întreținere. Dumneata știi când se termină luna. Că trebuie să plătești gazul, curentul, telefonul și poate sunt mai multe și nu te descurci. E criză. Oameni care s-au băgat în bănci și nu mai reușesc să-și acopere ratele și sunt îndatorii până la oas. De ce? E criză materială, ne-am rugat pentru oameni care au nevoie de un loc de muncă. În România, în ultimul an, cu sutele au fost disponibilizați de la propriul lor loc de muncă. Poate anul trecut mergea bine. V-ați gândit la asta? Poate situația era în roz anul trecut, da. Acum s-au dat lucrurile dintr-o dată peste cap și firmele dau afară. De ce? E criză financiară. E criză în domeniul acesta, dacă vreți, material. Ce să vorbim de prezența unor prețuri piperați? Te duci în piață. Hai să nu vorbim de magazinele de lux și de altceva. Și te duci și nu mai cumperi marfa cu prețul de altă dată. Vezi că s-au scumpit alimentele, tot felul de produse, hainele și prețurile sunt tot în creștere, piperate. Salariile cum sunt? Tot mai mici. Nu-i criză financiară? Rata șomajului în țara noastră e în plină creștere. Criză? Din punctul acesta de vedere, peste țară, peste noi. Dar știți că există și un tip de criză spirituală? Nu vi se pare că în ultima vreme ne-a cam fardat pocăința noastră? Asistăm la o pocăință contrafăcută sau de surogat. Ce bine arată o casă când te uiți la pereții exterior și zici, Domnule, ce casă extraordinară! Și când intri înăuntru e grasie, când intri înăuntru pereții sunt strâmbi, când te uiți ce prin casa aceea dezordine, dar când te uiți din afară, ce bine arată. Nu vi se pare că și noi din afară de multe ori arătăm frumos? Creștini, dacă vreți, de fațadă, frumos și în afară, epave în interior. Așa îmi place de Domnul nostru Iisus Hristos. Noi ne legăm de multe lucruri exterioare. Mă, frate, zice, părul nu trebuie să fie în dreapta, trebuie să fie în stânga. Alții zic, dacă ai cravate, nu știu cum. Alții se leagă de nu știu ce. Știi ce îmi place de Domnul Iisus Hristos? Întotdeauna mesajul lui ataca inima. Știți de ce? Cine schimbă inima, își schimbă viața. Hai să arătăm bine pe din afară și înăuntru. Și din nou revin. În afară să avem zâmbete false. Cum ești, frate? Bine! Dar înăuntru să fie teribil ceea ce se întâmplă în sufletul tău sau în sufletul meu. Am devenit o generație de oameni centrată în jurul evenimentelor. Umplem bisericii la evenimente. Hai să mai fie un botez, hai să mai fie o evanghelizare, o seară de tineret, să mai vină nu știu cine, să se umple biserica, frumos. Dar în rest să dormi duminică dimineața, că ai stat sâmbătă seara până la ora 1 la meci. Și fiindcă echipa ta preferată n-a câștigat, ai mai stat vreo două ore la discuții pe seama celor întâmplate. Dar la casa lui Dumnezeu nu te-a motivat nimic să vii. Nu vi se pare că am devenit prea obișnuiți cu lucrurile spirituale? Ne-am obișnuit și cu biserica, să știți. Toată săptămâna, marțea, joia, mai venim poate lunea la tineret, vinerea la rugăciune, duminica și dimineața și seara. Ne-am obișnuit. Ne-am obișnuit și cu predica, că îți scoți CD-ul și îl bagi, dacă vrei, în CD player sau în casetofonul care l-ai acasă și poți asculti pe cine vrei de oriunde, dacă ai CD-ul cu predica lui. Pui muzică, accesezi internetul și ai toate categoriile și genurile de muzică și de predicator. Și ne-am obișnuit. Ne-am obișnuit și cu rugăciunea. Nu ne-am tot rugat de fiecare dată când venim aici. Ne-am obișnuit și cu Biblia. Ce să mai aducem la noi la biserică? Lasă să o ținem pe rafturile noastre, să se pună praf. Vă spun o întâmplare a unui tânăr. Am primit vestea tristă despre tânărul acesta. La 33 de ani era pe masa de operați. Trebuia să fie operat la inimă. Și el, care nu a deschis Biblia până atunci și n-a citit-o, a zis, vreau frumos, înainte ca să fie operat, să mi se aducă Biblia, să citesc puțin din ea. Și când i s-a dus cartea lui Dumnezeu, a deschis-o, a dat peste un verset, a închis-o înapoi la loc.
Și a zis, nu pot să citesc din ea. Simt că sunt pe ultima sută de metri și vreau să fac ceva ciudat, să-L fentez pe Dumnezeu și nu pot. 30 și ceva de ani am avut la dispoziție cartea asta, stătea în casa noastră, puteam să o deschid, să citesc când vreau din ea și acum în fața operației care nu garantează viața, nu știm cum vor fi lucrurile, deschid și-o frumos Biblia că poate la întâmplare Dumnezeu îmi vorbește ceva și s-a îndurat Dumnezeul acesta și a zis, nu pot, sunt fals. A noi ne-am obișnuit cu lucrurile spirituale. Biserica a devenit un loc de delectare, nu de închinare. Hai să ne mai rupem din timpul de peste săptămână, că oricum avem destule, tumultul ăsta vieții ne aglomerează, viața e tot mai aglomerată, nu vedeți? Te aglomerează celelalte activități din viață și atunci fiind încolțit dintr-o parte și din alta de evenimente, hai să venim la biserică duminică dimineața, să ne delectăm, nu să ne închinăm. Scopul existenței fiecărui pământean, amintesc, e să se închine lui Dumnezeu. Să fim închinători. Criză. Criză emoțională, criză relațională, criză materială, criză spirituală. Tipuri de criză. Poate criza în viața noastră să fie și o binecuvântare? Dar vă convine să treceți prin crize? Dar s-a auzit că acele crize sunt binecuvântări? Am să răspund la următoarea întrebare. Când criza în viața ta e o binecuvântare? Nu vrei să afli? Eu când am citit cuvântul acesta și am auzit tot termenul acesta, criză, 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 am zis, Doamne, trebuie să mă luminez cumva. Sătul să auzi și la radio și pe ziare și vecinii și colegii de școală și de muncă și așa mai departe și în biserică. Sunt sătul. Doamne, Tu ai cuvântul Tău și trebuie să-mi vorbești ceva ca să înțeleg că sunt momente în care crizele în viața noastră sunt adevărate binecuvântări. Când criza în viața ta e o binecuvântare? Primul lucru. Atunci când conduce, fiți atenți, la rezolvarea unor probleme mult mai importante decât criza însăși. Am să vă explic. Ce ziceți, în familia lui Iacov era criză materială? Era, nu? Că a venit foametea și pe ținutul lor. Dar am să întreb altceva, criză relațională exista? Unde era Iosif, copilul lui, care a fost vândut de frați în Egipt și ei nu mai știau nimic de fratele lor? Într-o zi l-au vândut și acum era ruptă relația aceea între frații lui Iosif și el însuși. Tatăl lui nu mai știa nimic despre el. Și uitați-vă, când Dumnezeu îngăduie criza asta de foame materială peste ținutul lor, tocmai să ajungă în Egipt. Știți de ce? Avea în vedere Dumnezeu ceva. Dincolo de criza materială, Dumnezeu vrea să refacă într-o familie relațiile, criza relațională. Era mult mai important să se refacă relația între Iosif care exista în Egipt și frații lui care existau pe teritoriul națiunii Israel. Ei trebuiau să vină din nou împreună, să știe unul de celălalt, că există și Iosif și ei și să se relege, dacă vreți, relațiile lor. O criză relațională e mai importantă decât o criză financiară. Că într-o zi n-ai bani în buzunar, Dumnezeu îți va purta de grijă într-un fel sau altul. Dar dacă nu te înțelegi cu vecinul, e vai! Că Dumnezeu nu trimite în cer, să știți, să spun direct, doi vecini care nu se înțeleg, sau doi frați, sau surori din biserică. În cer Dumnezeu nu pune oameni care nu pot să se înțeleagă pe pământ, trebuie să trăim în armonie. Și Dumnezeu vrea să refacă relațiile, Doamne ajută! Apoi, în al doilea rând, când criza în viața noastră e o binecuvântare, nu e un blestem, nu e o nenorocire. E ceva de bun augur pentru noi. Știți când? Atunci când caracterul nostru se consolidează, nu se ruinează. Caracterul nostru devine mai puternic. Caracterul nostru devine mai după voia lui Dumnezeu. Nu se duce, dacă vreți, în prăpastie, nu devine mai slab, nu se ruinează, nu ne uităm la viața noastră sau se uită alții și zice, vai săracul de el, cum a ajuns. Nu după criza prin care a trecut. Și caracterul devine mai puternic. Întrebare. Caracterul fraților lui Iosif va deveni mai puternic prin criza asta de foame? Sau deveni mai slab? Știți că în momentele de criză caracterul nostru este supus probelor? Poate cel mai supus probelor. În momentele de încercare, de test. Și ascultați-mă ceva. Frații lui Iosif au trecut cu brio testul propriului lor caracter. Știți când? În criză. Caracterul, ca să-l menținem și să fie după voia lui Dumnezeu, trebuie să dăm dovadă, în primul rând, de sinceritate. Nu există oameni nesinceri, ipocriți, cu două fețe și o grămadă de rezervă, care să fie oameni de caracter și a căror caracter să devină mai puternic.
Dumnezeu cere sinceritate și, dacă se poate, sinceritate totală. Frații ăștia lui Iosif, când ajung în Egipt, se uită Iosif la ei și ei nu-l mai cunoșteau. Iosif folosea un tâlmaș și zice: voi ați venit pe teritoriul nostru, știți de ce? Voi sunteți scoade și cercetați locurile slabe ale țării. Nu, Iosife, noi suntem oameni de treabă, fii acelui ștat. Uite, noi suntem 12, unul acasă, unul nu mai știm ce s-a întâmplat cu viața lui. Și Iosif se oprește în dreptul lor și spune: voi sunteți scoate. Și repetă Iosif cuvântul acesta. La un moment dat zice Iosif: știți ce? Cuvintele voastre vor fi puse astfel la încercare și voi ști, versetul 16, dacă adevărul este cu voi. Știți cum au fost tinerii aceștia în criza asta de foame, ajungând în Egipt? Sincer. Oamenii sinceri sunt oameni care au caracter. Oamenii sinceri, chiar dacă trec prin anumite crize în viață, dacă rămân așa, caracterul lor devine mai puternic. Altceva. Știți că acești tineri s-au dovedit nelacom. Știți ce spune Biblia despre lăcomie? În vreo două pasaje din Biblie. Este închinare la idoli. În Efeseni se spune în capitolul 5 lucrul acesta și găsim și în cartea Colosenilor, capitolul 3. Lăcomia este închinare la idol. Un idol, pe baza celor scrise în Scriptură, e ceva care fură locul lui Dumnezeu. Ceva care la un moment dat devine mai important decât Dumnezeu în viața noastră și poate nu ne dăm seama. Banii pot să devină la un moment dat un idol când noi nu-i folosim ca și necesitate și ca și scop. Unii trăiesc ca să câștige bani și alții câștigă bani ca să trăiască. Precum unii mănâncă ca să trăiască și alții trăiesc ca să mănânci. Doamne, ferește-ne de așa ceva. Să ne ajute Domnul să știm că mai vorbește Biblia și de post. Știți cum s-a testat caracterul lor? Prin ascultare. Ascultarea, dacă vreți, e cel mai bun test al caracterului. Fie că trebuie să ascultăm de părinți, fie că trebuie să ascultăm de profesori în lucrurile bune, fie că trebuie să ascultăm de inginerul sau directorul de la locul de muncă, fie că trebuie să ascultăm de frații păstori sau responsabili în biserică, fie că trebuie să ascultăm de Dumnezeu, de oameni în autoritate sau de Dumnezeu, autoritatea supremă. Caracterul cel mai mult se testează când ascultăm sau nu. Știți cum s-a testat caracterul împăratului Saul? Ăsta era chipeș, frumos. În sfârșit are Israel un împărat deosebit, arăta bine pe din afară. Într-o zi se duce la luptă cu amaleciții și nu ascultă. Nu face ce spune Dumnezeu. Opa, caracterul lui are probleme. Și Dumnezeu se atinge de domnia lui, pentru că el face ceea ce nu trebuie. Și când trebuia să aștepte după Samuel la Gilgal să se aducă jertfă, el, când a văzut că se împrăște poporul și vin filistenii, zice: am îndrăznit. Frumos. Să îndrăznim și noi acolo unde nu trebuie și să ne băgăm unde nu fierbe oala. Dumnezeu e atent la fiecare detaliu. Când ascultăm de El, vine vremea când ne taxează. Știți că tinerii aceștia au ascultat? Duceți-vă și aduceți pe fiul vostru mai mic și lăsați-l pe unul dintre voi aici. A rămas Simeon acolo și ei s-au dus. Ba, au stat la negocieri cu tatăl lor. Tată, uite, trebuie să ducem pe fiul acesta. Și tatăl, știind vestea teribilă cu Iosif, a zis: dacă îl duce și pe ăsta, eu sunt nenorocit de tot. Eu am să sufăr. Așa o să mă băgați în pământ. Și insistă pe lângă tatăl lor: tată, dar uite, zice, unul dintre ei, o să fac eu tot posibilul să îl aducem înapoi. Și sunt dispuși de un preț deosebit să asculte de ceea ce le-a spus Iosif. Când puteau să stea liniștiți cu grâul lor din nou în națiune și să-și vadă de treabă, să nu se mai întoarcă niciodată în Egipt. Dar au fost dispuși să asculte. Când ascultăm de Dumnezeu sau de oameni în autoritate, când suntem oameni sinceri și nelacom, caracterul nostru devine mai puternic și nu mai șubret. Doamne, ajută-ne! Știați că El, caracterul, este singurul lucru care vorbește când noi murim. Caracterul e singurul lucru care rămâne după moartea noastră și El grăiește, deși noi auzim cuvintele. Dar știm că au fost oameni care și-au trăit viața în felul acest. Caracterul se formează într-o viață, se poate ruina într-o clipă. Fericirea noastră e că avem un Dumnezeu care știe să ierte. Un Dumnezeu care știe să reabiliteze. Și când oamenii se pocăiesc sincer, Dumnezeu are o altă perspectivă și privește altfel. Slăvit să fie numele! Dacă dumneata ai cădea mâine, sunt ferm convins că ceilalți, aflând vestea tristă, se vor uita prin prisma căderii toată viața la dumneata. Mă refer la cei care nu se pocăiesc de asta. Pentru că noi oamenii suntem, dacă vreți, într-un fel determinați să ne uităm la greșelile și la păcatele altora. Însă avem șansa aceasta unică. Dumnezeul nostru, când cineva se prăbușește și se pocăiește din toată inima, îl iartă, îl reabilitează și oferă cinste. Aici și în ceruri. Slăviți să fie numele!
Și totuși să fim atenți, că ne putem pierde într-o clipă caracterul care îl construim în an de zile. Mă refer la lucrul acesta, fiindcă reputația noastră va scădea în ochii celorlalți. Și atunci nu se va mai putea închina, dar asta e nepocăința multora dintre noi, că așa ne raportăm unii la alții. Doamne, ajută-ne să vedem prin ochii Lui, ochii Lui Dumnezeu, așa cum vede El. Apoi, în al treilea rând, când criza în viața noastră e o binecuvântare? Atunci când criza aduce după sine mai multe binecuvântări decât pierderi. Ce ziceți? În viața acestor tineri din casa lui Iacov și în casa lui, criza asta a adus la final mai multe binecuvântări decât pierderi? Dar oamenii ăștia au trecut prin anumite pierderi, ce ziceți? Păi mă gândesc că atunci când a venit foametea peste țară, ei n-au pornit din prima zi în Egipt să-și rezolve criza. Au intrat și ei în mijlocul crizei și au suportat anumite consecințe, nu? Ca și noi de altfel în anumite situații ale vieții. Dar când s-au uitat la sfârșit, deși au avut anumite pierderi datorită foametei din țară, trăgând o linie și făcând o analiză, concluzia era următoarea. Binecuvântările sunt mai multe. Păi s-a refăcut relația cu tatăl lor, l-a văzut, au început să o ducă bine, nu? Au început să facă rost de grâu, de resurse, au ieșit din criză. Binecuvântarea era mult mai mare decât urmele crizei. Poate într-o zi ai să pierzi financiar, dar ai să câștigi din punct de vedere spiritual. Poate lucrai 12 ore și criza asta te-a redus până la 8 ore, dar dacă poți să vii la biserică, să te închini, ești mult mai câștigat. Un os tineri plecați peste o tare, nu în sănătate, care sunt la 300-400 de kilometri de o biserică și nu ajung cu anul să se închine într-o casă a lui Dumnezeu. Ce folos să fii undeva în Spania sau într-o altă națiune, nu? Acolo să câștigi, să-ți umpli buzunarele de bani, dar relația cu Dumnezeu să se facă praf. Ce folos! În final, vreau să răspund totuși la o întrebare, că s-ar putea să bată criza și la ușa ta, sau poate bate de mult. Cum rezolvăm o criză când apare în viața noastră? Nu? Noi avem nevoie de soluții practice. Noi avem nevoie să știm ce trebuie să faci. Primul lucru, să știm că o criză nu se rezolvă niciodată de la sine, fără să facem ceva. Ascultați-mă, când a auzit Iacov că iese grâu în Egipt, a zis fiilor săi, pentru ce stați? Și vă uitați așa unii la alții. Imaginați-vă că am face slujbe religioase, ne-am strânge duminică dimineața în biserică și să stăm aici 3 ore să ne uităm unii la alții. Am rezolvat ceva? Uitați-vă cât de înțelept este tatăl lor, a zis, voi sta și vă uitați unul la altul, nu, națiune e criză, credeți că așa se rezolvă problema? Nu se rezolvă nicio problemă când stăm și ne uităm unii la alții. Eu înțeleg de aici următorul principiu, crizele nu se rezolvă de la sine, crizele se rezolvă când începem să facem ceva. Dacă e criză în ce privește viața de rugăciune în familia dumneavoastră, ce ziceți? Peste noapte te vei trezi, mâine dimineață și te vei ruga deosebit? Vei avea cuvinte de laudă, de adorare la slava lui Dumnezeu și te vei ruga nespus de mult și de eficient? Dar se poate, Dumnezeu face și Dumnezeu e bun și Dumnezeu dă. Dumnezeu dă în măsura dăruirii noastre, în măsura dedicării noastre. Dumnezeu te va folosi în măsura în care te lași folosi de El. Așa ne folosește Dumnezeu, că El e lucrător împreună cu noi. Dumnezeu putea să-și facă lucrarea și singur, dar a ales să nu o facă fără tine. Și fără viața mea, slăvit să fie numele, e cea mai mare onoare că Dumnezeu vrea să ne folosească. E mare onoare. O criză nu se rezolvă de la sine fără să facem ceva. Poate e criză din punct de vedere relațional în viața ta. Dacă nu o să cauți remedierea lucrurilor, nu o să se rezolve. Știi ce spune un text în Biblie? Du-te de grabă de te împacă cu cine? Dar de ce să nu vii la altar să te închini? De ce să nu stai 3 ore duminică dimineața în biserică? De ce să nu te uiți cât de frumos cântă corul și fanfara și avem condiții deosebite în vremea asta? De ce să pleci de la biserică și să te împaci cu pârâșul tău? De ce? Dumnezeu vrea să fim în relații, în armonie și apoi să venim și să slujim Lui. Poate e criză emoțională în viața cuiva, suferă de multă vreme, persoane atacate la nivelul psihicului. Știți că sunt persoane avizate în domeniul consilierii, oamenii lui Dumnezeu care te pot ajuta? Dar sunt oameni care s-au închis în ei. Nu mai apelează nici la fratele păstor, nici la frații lucrători, nici la oameni de încredere, nici la oameni folosiți de Dumnezeu. Stau cu problemele închiși în carapacea ființei lor după pereții casă. Și plâng și se trezesc în miezul nopții și nu-și rezolvă problemele. Știți de ce? Dumnezeu ne-a pus unii lângă alții să ne ajutăm unii pe alții, nu să ne folosim unii de alții. O vreme în care oamenii nu se mai folosesc de lucruri, se folosesc de oameni, nu? Poate e criză din punct de vedere financiar.
Aminteam mai devreme aici, oameni care nu reușesc să-și acopere ratele la bancă dacă nu te duci să te informezi. Ca unul care lucrez de ceva vreme într-o firmă de consultanță financiară, vin o sumedenie de oameni care spun, plătim pe lună poate 10 milioane rata la bancă, când ei pot să facă o refinanțare să plătească numai 7 milioane. Dacă nu se informează oamenii aceștia și nu sunt interesați, stau în propriile lor case, nu se rezolvă criza financiară. Nu se rezolvă criza relațională, materială, criza spirituală. Nu se rezolvă de la sine. Cu mâinile în buzunar nu se rezolvă nimic. Apoi, cum se rezolvă o criză în viața noastră? În al doilea rând, să ne informăm cu privire la posibilele soluții. Foarte important. Soluțiile nu sunt întotdeauna lângă noi. Soluțiile de multe ori sunt la distanță. Că Egiptul, să știți, nu era la doi pași. Dumnezeu de multe ori alege să pună resursele Lui la dispoziția noastră, dar ele să fie la distanță. De aceea lucrează Dumnezeu împreună cu noi. Nu ni le dă de-a gata. Există o vorbă în popor, să cadă paramoleață în gură la... Niciodată. Un creștin autentic este un creștin informat, nu ignorant. Cine se informează bine va descoperi cele mai bune soluții la problema lui. În primul rând, informațiile cele mai utile sunt aici. Dacă avem cartea asta și o citim și avem respect față de cuvântul lui Dumnezeu, știați că această carte are răspuns la orice problemă, la orice dilemă. Dumnezeu prin cartea asta informează oameni. Și Dumnezeu mai vorbește și prin oameni, prin circumstanțe, îți mai vorbește la rugăciune. Dumnezeu are căile și modalitățile Lui ca să te informeze. Dumnezeu ne informează. Noi să luăm seama și să nu fim ignoranți. 3. Cum putem rezolva o criză în viața noastră? În al treilea rând, să punem soluțiile ce le avem în aplicare. Nu așa e normal. Cunoașterea fără aplicare este cea mai mare pierdere de timp. Știați că pierderea timpului poate însemna nefericită pierdere a veșnicie. Când începem să facem ce știm că este bine, va începe Dumnezeu să facă ceea ce trebuie. 4. Cum putem rezolva o criză în viața noastră? Să luăm toate măsurile de precauție pentru a evita și alte evenimente nedorite. Oamenii înțelepți sunt oameni precauți. Încearcă să ia toate măsurile de precauție, să fie trash. Nu cumva în criză să intre și mai tare. Cred că noi am uitat un lucru. Oamenii lui Dumnezeu nu sunt scutiți de criză. Știți care este avantajul nostru? În mijlocul crizelor l-avem pe unul, Dumnezeu. Tineri care au ajuns în foc, că nu s-au închinat la un chip de aur. Încercare, probă, criză, cum vreți să o numiți. Dar în focul acela era un al patrulea, slăvit să fie numele. Dumnezeu se coboară până în groapa cu lei, dumneata nu te-ai coborât. Eu nu m-aș coborâ, dar Dumnezeu vine după tine în mijlocul leilor. Fiindcă în mijlocul crizei ăsta e avantajul nostru, slăvit să fie numele. Dacă într-o zi e cancer în viața ta sau e faliment, Dumnezeu vine în mijlocul suferinței și își pune mâna Lui unde trebuie. Dacă noi rămânem oamenii lui Dumnezeu, am să citesc ceva din Biblie, ca și încurajare pentru noi, dacă am uitat lucrul acesta. Psalmul 34. Eu am căutat pe Domnul, versetul 4, și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. E normal să-L cauți pe Domnul și să ai temeri, frate și soră, să nu mai poți în inima ta de frică. Zice, am căutat pe Domnul și am avut temeri, dar m-a izbăvit din toate temerile. Nu de temeri. Scrie aici cuvântul în felul următor. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Interesant să te temi de Domnul. Ceea ce spune cartea Eclesiastului, încheierea tuturor învățăturilor, este să ne temem de Domnul. Și totuși avem primejdi crize în viața noastră. Nu uita, în mijlocul crizei există o mână mai puternică, e mâna lui Dumnezeu. Întotdeauna în mijlocul crizei să rămâi lângă Dumnezeu. Și Dumnezeu va rămâne lângă tine. Ce faci când bate criza și la ușa ta? Rămâi lângă Dumnezeu și nu o să suferi de fel. Amin. L-ați urmărit pe Iosif Borca cu un mesaj intitulat Creștinul și posibilele crize. Vă invităm în continuare să rămâneți cu Radio Vocea Evangheliei. Până la o nouă emisiune, vă dorim toate cele bune! O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina.